4 puncte și 15 sutimi a primit o profesoară din Argeș. Îi învață matematică pe liceenii de la grupul școlar Mozăceni. Numai 25 de profesori din toată țara au fost de nota 10, în timp ce sute de dascăli s-au făcut de râs. Idealul este să avem un corp solid, da, de oameni pregătiți, care de fapt duc mai departe sistemul respectiv. În cazul nostru, sistemul de învățământ. E decentă promovabilitatea de 65%, consideră Ecaterina Andronescu, care însă vrea mai mult de la profesori. De la anul, cine vrea să treacă examenul să obțină minimum 8. Nu neapărat pentru că ne dorim să luăm această măsură într-un fel ca o sancțiune în legătură cu cei care doresc să-și susțină examenul de definitivat. În plus, și școlarilor li se pregătesc schimbări. După ce oficialii de la educație au făcut mare tamtam și au decis ca toți elevii de la gimnaziu să facă 9 clase, Andronescu modifică iar legea. Clasa a 9-a rămâne bătută în cuie la liceu. Nu avem infrastructura pregătită pentru a face transferul clasei a 9-a către școala gimnazială. Să nu credeți că profesorii care au eșuat lamentabil la definitivat ies din sistem. Dascălii de nota 4 vor preda în continuare limba română ori matematică. Legea le permite dascălilor care nu promovează din prima să repete până la 7 ani la rând definitivatul.